Ieri seară am ancorat pentru prima etapă în insula Chios și am dat startul unei aventuri culinare fără limite. Hai, tu și acolo, tu și acolo. N-am văzut mâini tremurând, mi-au tremurat lui în viața mea. Cei trei șefi și echipele lor au fost aruncați în iureșul acțiunii. Au avut parte de provocări inedite în căutarea ingredientelor locului. În proba de gătit a serii, miza a fost o imunitate individuală, șeful echipei câștigătoare putând desemna un concurent care să treacă direct în etapa următoare. O primă victorie în Chios, repurtată de șef Sorin, l-a făcut pe Francisc extrem de fericit. Dar mai avem două zile de foc în Chios, unde, oricât ar fi de superb peisajul, o trezire extrem de matinală este îndurată cu greu după ce au pătimit ieri. Neața! Neața! A fost îngrozitoare noaptea, îngrozitoare. Ăsta nu e stil de viață, ăsta nu e casă, ăsta nu e pat, suntem cu pluta pe apă. Mamă, am pus paiul că e 7. Stă-te apă, nu mai astăzi. Dușul este deasupra WC-ului, WC-ul este cu manivelă. Se trăiește așa? Trebuie să știi să trăiești așa. Ca să se vadă cum am dormit. Ăla-i boss acolo, uite cum a dormit. Pe scurt, suntem pregătiți de o nouă zi și o nouă aventură. Neața, ce faceți? Voi ați un cafea? Da. Bună dimineața, bine v-ați trezit, dragii mei. Cum ați dormit astăzi, ce ați făcut? Că eu sunt pilaf. Că m-am perpelit în padă maladraci și m-au trezit ăștia. Hai să mergem la probă. Se pare că vom avea parte de o probă de esență tare. Mamă! La cât am băut și la cât am mirosit, mi s-au amestecat și mirosurile, și gusturile, și gândurile. Da. Mirosul ăsta de uză pe mine mă dă un pic peste cap. E o băutură pe care nu o înțeleg. După ce mi-ai dat să tot gustile aia, ce dai mai era, am gustat de vreo 8 ori, 9 ori dimineața la ora 10, dă-i cu șaturile alea micuțe, dar... Bun, da. Pastele noastre nu au fost destul de zemoase. N-am avut destul de roșii, roșiile nu au fost coapte și n-am avut efectiv ce facem. Dacă punem puțin ketchup, ce-o fi? Ketchup în paste. Dai voie să spun puțin ketchup. Nu punem ketchup. Nu? N-aș pune. Dar te rog, un pic, o lingură pentru culoare. Ok, pune. Am zis bine, nu știu. Fă ce vrei tu. Pot? Pune dacă vrei. Înjură-mă! Ce am zis, dacă vrei, du-te, pune, nici nu mă aud la tine, pune. El nu vrea să vadă dezastru pe care îl fac cu pastele acestea. Ajunge! N-am pus, gata! Mi-am făcut în blau. M-am uitat că nu se uite aici, m-am mai turnat mai mult, am zis, nu pune un gătar în ketchup în paste, dar nu uităm, suntem la șef fără limite! Deci te rog frumos! De serios, ești super mega agitată, mă agiți și pe mine, îmi pierd ideile, adică chiar mi-am făcut niște idei. Doamna colonel m-a distrus psihic la proba asta. Hai să vedem taverna lui Ianis. Este foarte ce bine faceți? Albaș. Mulțumesc. Da. Și mie îmi place tare mult de voi, sunteți ca niște samurai. Eu sunt un samurai prăjit la soare. Vă simțiți mai fără limite, așa? Eu am descoperit că Cătălin chiar n-are nicio limită. Cătălin, da. Am un cadou pentru Bon. De asta mi-e foarte asta era, ăsta e momentul. Să vedeți cum stă o lămâie într-alta. Ce-a fost asta, mă? După toată tărășenia de la distilerie, zic, ai fost acru cu mine astăzi, ia de aici. Ești o acritură. Vezi că sunt răgușit și am amigdalită emoțională. Ai auzit? Ai auzit? E verdele tău suprem. Sunt răgușit și am amigdalită asta emoțională. Nu poți să-l înghit. Când se declanșează? Când îl văd. Asta e. Băi, vrei foaie de dafin? Pleacă de aici. Da. Îmi dai un polonic de ăla. Dar ți-am dat. Nu mi-ai dat. Uite, fac cu tine jumate. Ce vrei mai mult de atâta? De două foi de dafin, am ajuns cu un colț așa mic. Dă-și mie un polonic mare, vă mersi. Atâta. Acum cer voie? Supă. Mi-a dat odată de două ori. Nu mai vin la tine, gata. Te las în pace. Nu mai veni, du-te. Mai bine du-te. Mai fugea Cătălin în bucătărie. Eu repede cu polonicul. Pac, mai la o supă, mai puneam. Am tupeu nemărginit. Ceva mai târziu ne vom întâlni în bucătăria Șef Fără Limite și vom afla ce echipă a ghicit cele mai multe ingrediente. Bun. Sună cam scary. E ceva crud sau, nu știu. Preparatul misterios avea gust de... De intestine, mațe, de miel. Am luat două guri.
nu înțelegeam ce să aleg eu din asta. Am zis, bă, piper trebuie să aibă ficat, parcă și morcov și am trecut și mărar. De piper am fost cel mai sigur. Eu iau la sigur. În Grecia, cred că se pune și la înghețată ulei de măsline. Carne nu am ales, că am zis că au ales colegii mei. S-a dus Raul, îl văd cum alege ceva, le-a luat la cameră și plec. Mă duc eu. Erau niște chestii de nu le-aș fi mâncat în viața mea, fără sutienul ăla la ochi. Dar când am văzut capră, zic, capră e sigur? Băi, deci eu nu mai înțeleg nimic, mă. Câte probe au fost în lipsa noastră, dragii mei, nu știm nimic. Primul ingredient este piper negru. Yes! Avem. Și inima de capră. Ce? Avem! Avem! Ce aveți, bă? Inima de țigancă! Mă, e inima de capră. La noi e inima de păcură. Tot trec ingrediente pe lângă mine și ai nimic. Suntem în pom și pom în aer. Atenție! 15 farfurii, 60 de minute. Marea confruntare pe echipe a etapei începe în 3, 2, 1. Hai că e pentru imunitate, hai! Băi, aproape! Bă, sare pentru ce pui, mă? De ce pui sare în dulceață? Ce echilibru, mă? O știți, pe aia zmul părul din cap, dar păr că mi l-a zbulce. Bă, nu suntem la circ, mâncați-aș gura ta. Caută niște cuvinte frumoase. Auzi, pun sare în dulceața de dreci ca să am echilibru. Dracu, de echilibru, că așa se echilibrează bucătăria, mă. O vreau neechilibrată? Las-o, dracu, neechilibrată, că nu mai pot. Păi de unde le scoate, mă? Deci, pe cuvântul meu de onoare, zici că e Benny Hill la bucătărie? Untul ăsta, dar să știi că de la luminile astea nu o să se topească niciodată. Untul stătea pe blat într-o cratiță. Săracul era supărat. Și eu m-am uitat la el. Iar el s-a uitat cu ochii goi așa și puțin plângând, cumva lăcrimând așa și trist. Și a zis spre mine, șef, mă simt nefolositor. Și zic, cum așa? Nimeni nu vrea să mă pună la topit. Cum așa? Cine te-a tăiat? Valentina. Valentina te-a tăiat? Da. Vai, dar de ce? Nu știu de asta, nu știu. N-avem de unde știi care sunt preferințele celor 14 jurați. Fiind vorba de oameni de-ai locului, sunt obișnuiți cu gustul celor două ingrediente emblematice ale insulei Chios. Mastică și smochine. Să vedem care combinație dintre cele trei propuse de șefi va reuși să le cucerească gusturile. Să vină primul jurat! Mama mea! Haideți, doamnă, lăsați farfuria noastră. Măcar să înceapă cu verde și cu mov. Hai, zi! Serios? No! Clara, wow. Am crezut că i-a plăcut iaurt. Bravo! Așa? Aia da, bine. No! No! Dacă punem mâna pe albastru, jur că o arunc și eu cu furculițe după ei. Yes. My friend, no! Vai! Yeah! 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 Tata, așa, dă-l-o! Bun, perfect! Și după juratul ăsta a început partea cea mai tristă. Hai, bă, vrei să ne nerorocești? Ce-ai? Te dă aruncă de acolo, doar. N-aruncă de acolo. Nu! Mamă, ce cioacă alba neagră cu farfuriile alea, n-ai văzut așa ceva? Bă, câte ești cu nene, bă! Deci nu mai puteam, nu mai pot, prea mult. Purple. You have blue shirt on you. Oh, am trăit momentul atât de maxim că efectiv am simțit că nu mai pot să mă uit acolo cine ce aruncă, că eram super mega stresat. Aruncă pe albastru. Albastru nu se mănâncă, aruncă pe albastru. Deci uite așa stă inima ca un purice.
aruncă pe albastră, albastră. Nu, 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 nu. Aruncă pe albastră, aruncă pe albastră, aruncă pe albastră, aruncă pe albastră, aruncă pe albastră. Echipa câștigătoare din această seară. Mamă, Irina. Poartă culoarea. Poartă culoarea. A fost așa mare tensiunea că simțeam că îmi explodează capul. Haide-mă o dată, rugă ceva, că nu mai înnebunesc! Vreau să dansez pe mesajul. Vreau să iau toate farfurile astea, să le sparg toate albastre. În sfârșit, în sfârșit, s-a decis cine câștigă imunitatea. Suntem în vacanță. Îmi venea să plâng, deci nu de supărare că am pierdut. E o competiție, e normal. Dar oftica aia că tu ai dat totul, dar totuși n-ai dat suficient. Echipa Franța! Felicitări, fraților! Ați reușit! Echipa Franța! Oficial în vacanță! Yeah! Doar la asta mă gândeam, mâine ne relaxăm, stăm degeaba, nu facem nimic. Celelalte două echipe, unii plângeau. M-am emoționat foarte tare, am simțit o dezamăgire mare, că chiar am așteptat să câștigăm. Ișvan este o persoană care este foarte emotivă, este foarte deschis și probabil de asta a plâns în momentul când am pierdut duelul. E foarte frustrant când știi că din nou e o farfurie, adică atâta trebuia. O farfurie mult trebuia și mergeam noi, dar din păcate, nu. Îmi pare rău, echipa MOV, ați fost la mustață. Da, mie nu-mi pare rău. Dumnezeu bănuțul, vezi, se mai întâmplă. I-a fost frică lui Scălătescu să mă lase să pun și o plăcințică acolo. Dacă nu mi-i tăvăliți pe ăștia rău, vă mănânc de vii. S-am pierdut cu capul sus, ne asumăm. Am făcut un desert tradițional local pe bază de iaurt rece, deci probabil că în curând o să fie bestseller aici în chios, dar ăștia încă nu știu. Echipa verde și echipa MOV. Nu mai pot ne să ne vedem râd, mâine cu noi probe, cu decizii importante. Odihniți-vă, veți avea mare nevoie. Distrați-vă. Eu vă mulțumesc și noapte bună, dragii mei. Noapte bună. Noapte bună. Cât am țipat. Bravo, mă. Băi, ești bravo. 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 Îmi pare sincer rău pentru echipă, îmi pare rău chiar și pentru mine, dar foarte rău îmi pare că n-am reușit să pun acel ceva în farfurie care să ping, să-mi dea mie ultima farfurie. N-aveam decât nevoie de ultima farfurie, atât. Doamne, ce rău îmi pare că n-am câștigat Scărlătescu. Bă, dar cum mă n-ai câștigat-o pe asta?